Ieri, parohia Buna Vestire a organizat o acțiune socială pentru 50 de copii din familiile defavorizate din Constanța. Cei mici au fost prezenți la biserică și au primit daruri, constând în dulciuri, fructe și iconițe. La activitatea a luat parte și un alt preasfinții a sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care s-a rugat pentru familiile nevoiașe. Voi, copiii, sunteți cu adevărat cei pentru care avem mare grijă. Și nu numai noi, ci și Sfinții lui Dumnezeu și Îngeri vă ocrotesc pe voi. Iată, Sfântul Ierar Nicolae, pe care l-am sărbătorit, a avut grijă, ca un milostiv, să trimită tuturor copiilor daruri și bucurii pentru a învăța mai bine, pentru a fi mai credincioși, pentru aș asculta dascăle și învățătorii. Noi dorim să vă oferim, pe lângă o jertfă care este o bucurie vremelnică a dumneavoastră, vrem să vă oferim și dragostea noastră de părinți. Voi sunteți bucuria noastră cea mai mare. Mântuitorul Hristos a avut cea mai mare grijă și dragoste pentru copii. De aceea i-a primit la el pe copii, i-a binecuvântat și le-a spus tuturor celor mari: lăsați copiii să vină la mine, ca unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Astfel de acțiuni sociale s-au mai desfășurat și anii trecuți, atât pentru copiii din parohie, dar și din afara ei. Exemplu de milostenie care ne-a lăsat Sfântul Ierarh Nicolae ne-a motivat și pe noi ca să îi urmăm calea aceasta de a ajuta pe cei necăjiți, pe cei aflați în nevoie. Încercăm de fiecare dată, de sărbătorile importante, de câte ori ne permite partea financiară, de câte ori avem oameni care ne susțin, oameni de suflet, încercăm să facem lucruri deosebite pentru acești copii care sunt oropsiți de soartă. Ne ghidăm după un percept de Crăciun să fii mai bun, deși ar trebui să fii mai bun de fiecare dată, dar totuși, acum în prag de sărbători, ne-am gândit să motivăm lumea să-i ajute și pe cei care sunt necăjiți. Copiii care au beneficiat de ajutor din partea bisericii provin din centrul de plasament Fair Play din Constanța și din cartierele Coiciu, Vilele Noi și Cet. Ce părere ai de această inițiativă a bisericii? Mi se pare că este un obicei bun pentru a ajuta copiii care au nevoie. Această inițiativă este minunată, consider eu, și ar trebui să se alăture mai mulți părinți, mai mulți bunici, mai mulți bunici. În primul rând, cei care sunt în suferință după copiii și după nepoții lor plecați în străinătate după muncă. La sfârșit, corala bisericii a susținut în fața celor prezenți un recital de colinde.